Să rămână, bună dimineața. Domnule Dioseghi, cam rău, cam șifonați ați ieșit din partida de aseară. Dacă îmi permit mai să spun așa. Decât atâta. Deci trebuie să fim sinceri și să spunem că am primit o lecție de fotbal. Asta e adevărul, FCSB a meritat victoria. Nu avem ce să spunem absolut nimic. Noi am jucat tot mai 20 de minute, maxim 25, în repriza a doua. Am făcut niște greșeli, spun eu, foarte mari în defensivă. Cred că atacanții și toți jucătorii de la FCSB ne-au făcut varză în propriul nostru de careu. Prea mult nu e de spus, trebuie să ne ridicăm capul cât mai repede și să începem să jucăm fotbal 90 de minute, nu numai 25 de minute, că altfel o să fie clar. Sunt două meciuri, adevărat, cu două echipe din fruntea clasamentului, sau mă rog, cu pretenții de primele locuri în România, Craiova, Universitatea Craiova și acum cu FCSB. Simțiți că intrați într-o ușoară criză sau e doar așa pasager? Sperați să fie doar pasager? Aici nu știu eu ce să spun, aici trebuie să vedem meciurile următoare. Deci eu nu cred că jucătorii noștri sunt profesioniști și pot să spun că și fizic suntem bine. Nu pot să spun că intră într-o criză, dar la fotbal știți cum e, victoriile aduc victorii și din păcate înfrângerile aduc înfrângeri. Și avem trei jucători accidentați care sunt jucători buni și de obicei sunt titulari la noi și s-a văzut foarte clar și ieri seară că din păcate am simțit lipsa foarte mult acelor jucători. Acum, sincer, ați luat goluri, au fost goluri unul mai frumos ca celălalt. Dacă mă gândesc la ce i-a înșirat Avi Popescu pe fundașii dumneavoastră, sau Florinel Coma, sau șutul lui Olaru, noi am rămas așa, da. Știu că nu vă place, dar noi așa am rămas cu aceste goluri spectaculoase. Da, pe apărare varză. Nu mă place, dar... Da, pe asta zic. Deci aici e problema că nu se poate că între doi fundați centrali ce a făcut Tavi Popescu să nici mingea n-au găsit fundașii noștri. Asta e adevărul. Trebuie să spunem adevărul. Deci aici degeaba vorbim pe lângă. Trebuie să spunem adevărul. Dacă mai avea nevoie FCSB de două goluri, sunt 100% că mai marca două goluri. Deci asta e adevărul. De asta că mă doare foarte tare, dar ieri n-am fost la înălțime. Ce puțin... partea defensivă nu a fost la înălțime de absolut deloc. Hai să spun ofensiv, am dat două goluri la FCSB, acolo n-a fost prea mari probleme, dar de la mijlocul în spate și mijlocul a fost inexistent. Trebuie să spunem foarte clar, n-am putut nici să ajute atacanții, dar nici să ajute defensiv, din păcate. Remarcăm faptul că nici Farul și nici Șepși, echipele care s-au dus cel mai mult, au jucat play-off-ul pentru grupele europene anul acesta, au sincope așa în campionat. O fi vreo legătură? E ceva de uzură acolo? Da, păi, dar ar fi prea devreme să vorbim de uzură. Chiar dacă am jucat din 3 zile, după aia am avut timp să ne odihnim și să ne revenim. Deci nu putem acum să spunem că... Vai, am jucat meciuri dintre în 3 zile. Da, atunci când am fost în conferență, era foarte greu și nici n-am fost supărat nici la meciul cu Otelu sau nici la meciul cu Hermannstadt, care a pierdut câte două puncte. Și atunci știam că jucătorii sunt obosiți și asta era adevărul. Din păcate, încă noi nu suntem la un nivel așa de mare ca să putem juca dintre în 3 zile mai mult timp delucat. Dar acum nu avem scuze, acum FCSB a jucat joi la Hermannstadt, trebuia ca ei să fie mai obosiți și noi să fim proaspeți. Dar din păcate ceea ce am văzut ieri nu a reflectat realitatea. Nu putem să spunem că din cauza celor 4 jucători care n-au jucat am pierdut. Nu, FCSB ieri a jucat extraordinar de bine, bine, aici a fost și vina noastră. Dar trebuie să felicităm, fiindcă a jucat o mare echipă și ne-a dat o lecție de fotbal. Asta e adevărul, trebuie să recunoaștem, chiar dacă vă spun sincer, mă doare foarte tare, fiindcă am avut încredere că măcar reușim să facem un rezultat de egalitate cu care totuși am fi ieșit puțin din impas. Alături de noi în studio se află fostul patron al Timișoarei, Marian Iancu. Bună ziua, o salut pe Bintu. Domnule Iancu, dezarmant discursul lui Laszlo Dioseghi. De sincer.
E o parte importantă de sinceritate ce nu a atacat, dar în alte discursuri ale dânsului le-am observat, erau discuții legate de investiții, de valoarea banilor investiți. Cine i-a bătut ieri pe Sepsi? Coman, 2 milioane, plătite de domnul Becali. Da? Popescu, Tavi Popescu, la fel, milion, dacă nu mai țin minte exact. Companio, milion și ceva. Cel de la UTA, cum îl cheamă? Niculescu, la fel, 1.700.000. Ne oprim aici, ca să nu merg mai departe. Asta a făcut diferența ieri. Diferența de care a vorbit domnul Laszlo, o respect, e corectă și mai ales recunoașterea că ieri a câștigat echipa mai valoroasă, dar valoarea aia au dat-o banii investiți de domnul Becali. Nu te pot trăda banii pe care îi investi, mai ales dacă ai o anumită experiență, cum are domnul Becali, de 20 de ani, are un staff puternic acolo care îl susține. Sepsi este o echipă în plină dezvoltare, o echipă care va dezvolta probabil în continuare și un buget din ce în ce mai mare, sper că, pentru că la un moment dat bugetul nu poate fi păcălit, cu ghilimele de rigoare, rezultatele, mai ales în cadrul unui campionat care e o competiție de anduranță, este o competiție lungă și atunci, la un moment dat, diferența asta o face valoarea investită. Oricum, Sepsi și-a depășit cu mult condiția investițională raportată la declarațiile domnului Laszlo, pe care, repet, le respect, sunt cele mai echilibrate și cele mai realiste, atât cât pot fi ele de realiste în condițiile date. Domnule Dioseghi, vă întreabă dacă aveți vreun comentariu de făcut apropo de bugete? Nu avem ce comentariu să facem, asta e adevărul, deci bugetele se văd la balanțele contabile. Deci, într-adevăr, PCSB permite să cumpere jucători pe bani, noi nu ne permitem. Asta e, degeaba vorbim lângă, trebuie să spunem adevărul, noi nu avem bani de a cumpăra jucători, decât maxim de o valoare de 100.000 sau 200.000, hai maxim. Deci noi nu avem bani să cumpărăm jucători cu milioane de euro. Și asta normal că se face diferența, că PCSB deține niște jucători care fac diferența. Deci un Coman care, după părerea mea, și anul trecut am zis, eu cred că e cel mai bun jucător în momentul de față din prima ligă din România. Nu vorbim de Olaru, care crește constant, este un jucător tânăr. Și PCSB are foarte mulți jucători. Asta s-a făcut diferență, cum a zis domnul Iancu, într-adevăr, valoarea lotului este altul decât la valoarea noastră. Dar asta nu înseamnă că noi deja am depus armele. Normal, o să facem tot posibilul ca să redresăm corabia și începând de miercuri sau începând de sâmbătă, când mergem la Farul, să se vadă o altă echipă. Fiindcă, acum, sincer vă spun, așa au declarat și jucătorii, au fost foarte corect. S-a văzut diferența clară ieri, cel puțin ieri, între cele două echipe. Asta nu înseamnă că poate o să reușim să batem la București. Nu se știe niciodată, nici are o tundă. Dar în momentul de față trebuie să recunoaștem cu PCSB este o echipă mai bună decât ala. Răzvan Andrei vă întreabă, unul dintre cei spectatori care se uită la această emisiune, vă întreabă în felul următor, de ce nu a jucat Ștefănescu? E deja vândut la FCSB? Ștefănescu a avut 4 cartonașe galbene. Era suspendat. Se înțeleagă era oamenii suspendat. Foarte clar. Și pe un s-a accidentat acum 2 zile împreună cu o teliță. La un antrenament s-a accidentat amândouă în aceea zi, o teliță și pe un. Și din păcate Rodriguez încă nu și-a revenit și a trebuit să jucăm cu Junior și cu Alami, cei care n-au jucat niciodată împreună la mijloc. Da, oamenii să înțeleagă că ați avut 4 absențe, dacă nu mă înșel, importante la partida aceasta, ele neavând legătură cu eventuale tranzacții între cluburi care vor avea. Nu o să fie nicio tranzacție, deci n-am discutat nimic, deci tranzacțiile au fost încheiate încă atunci când, deci discuțiile au fost încheiate încă atunci când am spus tot, nu vrem să vindem Ștefănescu, avem mare nevoie de el. Ieri s-a și confirmat că lipsa lui Ștefănescu mi-a lăsat un mare gol în sumul echipei noastre, dar nu trebuie să stăm într-un singur jucător sau în 2 jucători sau 3 jucători, trebuie să avem o echipă bună.
No. Eu așa consider, eu am încredere în băieț, am încredere în staff și sunt sigur că nu asta e valoarea echipei noastre, dar parcă ieri s-au aliniat contra noastră și stelele, nu știu. Deci am primit 5 goluri. De când suntem în prima ligă, asta e a 7-lea an. Niciodată, nici măcar în primul an, n-am primit 5 goluri acasă în Sfântul George. Niciodată. Am primit odată 4-0, tot cu FCSB la Brașov, în primul an, când trăgeam la retrogradare. Dar niciodată n-am primit 5 goluri. Dar trebuia să vină poate și ziua asta și poate ne trezim de azi și o să jucăm iarăși un fotbal frumos, cum am jucat în conferență. Baftă mult în continuare, vă mulțumesc tare mult pentru amabilitate. Mulțumesc mult, la revedere!